Municipiul Zalău va avea un nou plan de urbanism general începând din anul 2020. Limita de intravilan trebuie modificată, căile de comunicații au nevoie de reorganizare, iar regulile pentru construire trebuie regândite. Includerea mai multor zone în intravilanul orașului a fost una dintre cele mai des formulate solicitări venite din partea zălăoanilor. Unitățile administrativ-teritoriale trebuie să își actualizeze planul urbanistic general odată la maximum 10 ani, iar cel al municipiului Zalău expiră în 2020, motiv pentru care municipalitatea a inițiat deja demersurile necesare pentru reînnoirea acestuia. Principalele categorii de probleme la care se cere o rezolvare prin documentația nouă sunt modificarea limitei de intravilan, stabilirea unei zone din extravilan pentru case de vacanță, zone de dezvoltare economică, reguli generale și reguli specifice pentru construire, relaționarea cu culoarele majore de circulație, reorganizarea și dezvoltarea căilor de comunicații. Observațiile și sugestiile transmise de public în formă scrisă în etapa pregătitoare, care s-a derulat în perioada 6 noiembrie-24 noiembrie 2017, și pe parcursul întocmirii planului, vor reprezenta baza pentru elaborarea propunerilor în ceea ce privește actualizarea PUG-ului și ajută inițiatorul și beneficiarul documentației, adică municipiul Zalău, în identificarea problemelor și necesităților actuale ale comunității. Solicitările primite din partea publicului vor fi transmise elaboratorului documentației, Urban Team SRL București, urmând ca în etapa elaborării propunerilor preliminare, pe baza studiilor ce se vor întocmi și a recomandărilor specialiștilor în domeniu, să se stabilească oportunitatea acestora. Elaborarea variantei preliminare a planului se va aduce la cunoștința publicului prin anunțuri în presa locală. Pe afișierul primăriei va putea fi consultată la sediul primăriei municipiului Zalău sau pe site-ul oficial al instituției. În concluzie, nu se cunoaște încă noua suprafață, respectiv noua limită a intravilanului, și nici dacă este oportună sau nu crearea unei zone destinate caselor de vacanță, acestea stabilindu-se pe parcursul elaborării documentației de urbanism, scrie în răspunsul primit de la primăria Zalău. Cele mai multe solicitări au venit din partea unor cetățeni care dețin proprietăți în extravilanul localității și care și-au exprimat dorința ca acestea să fie incluse în intravilan cu ocazia actualizării planului urbanistic general. Printre zonele vizate se numără fosta livadă SCCP, zona Livezii Meseș, Grădina Poporului, zona de la ieșirea spre Aghireș, în perimetrul adiacent șoselei de centură, parcele din Ortelec, din zona poligonului de trageri, dar și de pe Sărmaș sau Brădet. Zălăoanii au mai solicitat să fie incluse în intravilan mai multe terenuri din zona Episcopiei, mai exact de la prelungirea străzii Tipografilor, dar și din zona de prelungire a străzii Fabricii. În marea majoritate a acestor zone există deja construcții, care au fost realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea acestora, iar instanța a dispus intrarea în legalitate. De exemplu, au fost autorizate ca anexe agricole, dar s-au ridicat case de locuit.